este un cuman. Acum să ne înțelegem. Există o deosebire între felul cum se naște statul bulgar și felul cum se naște primul stat român. În Bulgaria au venit proto-bulgarii, care sunt un neam și ăsta turanic, dar au venit în masă sute de mii de oameni. Și deci sute de ani țarii bulgari și boierimea lor dirigează, este un grup destul de important. La noi, cumanii, după ce au stat 150 de ani aici, au fost azvârliți, ca să zic așa, peste Carpați, de marea invazie mongolă din 1241. Deci, acești cumani pe care îi găsim după retragerea mongolilor, aceștia sunt niște rămășițe destul de rare. Cine sunt în general? Sunt cei care se băgaseră printre posesorii de pământ, adică strămoșii boierilor noștri. De aceea, noi suntem un caz special unde acești barbari sunt puțini la număr. Dar am făcut o socoteală pe lângă Basarabiel însuși și tatăl său, Tocomerius, după un singur document ungureț, că se cheamă Tocomerius, am făcut o socoteală pe urmă că printre numele primilor boieri pe care îi avem în documente, cam un sfert din boierimea mare a noastră îi dorește cumană. Deci a fost, ca să spunem așa, am găsit expresia de vârful de lance care a format Principatul Muntean, a fost făcut de un grup de cumani. Tocomerius, tatăl lui Basarab, îl avem într-un singur document unguresc, întâmplător, după faimoasa bătălie zisă de la Posada, unde regele Ungariei răsplătește pe unul din cavaleri care l-a ajutat în timpul bătăliei și întâmplător spune: când ai venit cu mine ca să luptăm împotriva răzvrătitului Basarab, Filius Tocomerii, fiul lui Tocomerius. Ceea ce dovedește că acest Tocomerius era un personaj bine cunoscut de cancelarea ungară, acest tată al lui Basarab. Când s-a aflat de acest document, s-au repezit istoricii noștri, mă iertați că iarăși sunt răutăcios, că a spus, da, Tocomerius e Tihomir. Adică au luat un nume slavo-român destul de răspândit. Aia, păi dacă tatăl avea un nume slavo-român, înseamnă că l-a botezat pe fiul său ca să facă plăcere prietenilor umani. Ori, de 50 de ani, au venit doi mari savanți, un român, Aurel Decei, și un ungur, Rașon Ilaslu, care amândoi au dovedit că mult mai aproape de Tocomerius este numele de Toctomer, bine cunoscut, care înseamnă fiercălit. Deci și tatăl și fiul au nume cumane. Viu cu un al treilea argument, care mi este foarte contestat, și anume că Basarab și fiul său, Nicolae Alexandru, au fost considerați de papalitate ca fiind catolici. Lucru foarte contestat de mulți dintre adversarii mei de aici, dar fiindcă regele Ungariei îl face mereu pe Basarab, îl face schismaticus. Schismaticus fiindcă, știți cum e, era un mare politician Basarab al nostru. Adică față de populație se făcea apărător al majorității ortodoxe, fatalmente. Dar când era în legătură cu papa sau cu corespondenții papei, spunea credincios papei, fiindcă era botezat catolic ca fiind un cuman, cum toți cumanii fuseseră cu un veac înainte, deci trei generații înainte de el, fuseseră botezați în masă în 1228, la colțul acolo de se făcuse episcopia, zisă Milcovențis, de lângă Milcov, deci el e a treia generație de botezat catolic. E, prietenii noștri nu vor să accepte nici lucrul ăsta. Și atunci, după apariția cărții Tocomerius Negru Vodă, acum 4 ani de zile, s-au repezit și ziarele și
Humanitas și personal am fost acuzat că s-a făcut multă vâlvă în jurul lansării acestei cărți. Vâlva a fost făcută de dumneavoastră, adică de toată lumea și de ziariști și de mass media, dovedind interesul pe care toată lumea îl poartă acestei chestiuni capitale. Asta a fost lansarea scandaloasă a cărții. Nu a făcut-o Humanitas, care n-a făcut altceva decât ce face și astăzi. Adică o citire în publică unei explicații, nu? Bun. Și atunci